no, să vă mai zic două, două trei vorbe. Uh, am sunat azi dimineața din am crezut că iară mă, mă amână, dar omul mă... M-a cam mirat că e dintr-un sat de lângă, era și că pe drum, și că hai că trec pe la tine. nu, no, fain. Să ați un pic, că trebuie să-mi pun o prop, uh, Am crezut că mă, mă, descurcă, dar mai mult nu am încurcat, ca să vă spun drept. Mi-au zis că, că poate repara podul. Chit că e uh, ciobit și uh, vai de capul lui. Dar mi-a zis că el mi-l face. Că nu-i problema, că o mai făcut, că nu știu ce. No, acum știți cum e toată lumea. Toată lumea vrea să facă el cât mai mult. Dar, ce n-am știut și m-a atras atenția și, Nu, no, acum băză intră să-i dau dreptate. Și aici e sudură pe asta, deci e și e cârpit rău. Și dincolo la fel, dincolo se vede o mai bine că e lucrătura lui dracu s-a jurat că n-ar fi făcut-o el dar că știe mașina. toate piesele și ar fi originale pe ea n-ar fi, fi schimbat nimic moșul care a avut-o dar na, ăsta o să o certa cu el că n-a știți cum e pe la noi pe la sat. și nu i-a făcut-o el ci că i-a făcut-o altcineva acum treaba e că no, ce am vorbit, ce m-am înțeles cu el tot a fost bine până am zis că vreau să o pregătesc pentru certificare atunci am văzut că a început să condea în spate, că bă, că știi, că să nu te aștepți, că na, ca de la televizor, că eu n-am sculele ca aia, că nu știu ce. no, acum problema cea mare e și asta nu știu și nu știu de unde, Dumnezeu să mă interesez, poate știți bunul dintre, dintre dumneavoastră care, care să uită și care, care cunoaște pe cineva, pe careva. Să mă îndrumești pe mine ce Dumnezeu să fac, nu știu, cu podul ăsta. Să-l repar, o zis că mi-l că nu-i mare problemă că-i pune petece. Nici nu știu unde să mă uit să știu dacă, dacă, e originalul sau dacă e, dacă e, schimbat. Cred că mă duc până la moș să vorbesc chiar cu el, dar mi-e așa de păstă mână cu, cu ăsta că e, e, e tare, e tare ciudat moșul. Că dacă îi dă la dătes, dar nu, nu, nu știu, nu știu cum să mă, nu, știu, un, nu știu, cum să-mi dau seama, par nervurile astea mai mici șanțurile, deci s-ar putea să fie schimbat față de e aici în spate, că astea, astea sunt un pic altfel, de nivelările astea, atunci cred că ar merita să-l schimb, să nu mai, să nu mai fie... Că na, dacă tonul original nu are rost să mai... să mai fie lipitură peste, o, chestie, o chestie aiurea. Ce mi-a zis asta? O zis că se o duc dezbrăcate, să dau totul jos. Nu știu exact cum o să facă, n-am mai desfăcut astea. Cred că pro probabil ar vreo două zile o să băzi la aia galbenă. Și ca aia galbenă el ar fi făcut-o și de-aia ei... Acum n-au zis că de vreo 10 ani făcută, bineînțeles cu o fi vreo cinci. Dar dar îmi place, na, îmi place cum, cum a făcut-o, că nu v-am spus, dintre, dintre, alea, dintre toate, dintre toate trei care le-am mai mai bună. No, mi-au zis că astea, că s-ar putea scoate cu flexul și să le, să le refac o țără mai, o țără mai ca lumea. Sudurile, o scă totuși, na, cât de cât îi, îi intrămată. No, deci nu, nu-i chiar, nu chiar coaptă. Și nou, ce m-a bucurat e că tot ai auzit, auzit de câteva ori și cred că și eu mă repet acum, o scot toate piesele sunt originale, peia am o și că n-ar fi schimbat nimic. Că știe, știe ce-o fost, știe cum a fost și știe și cine i-a făcut-o. No, deci totuși, până la urmă, cred că o să mă apuc de asta. O să continui cu dezbrăcatul data viitoare când vin. Nu știu exact că nu o să mai vin acum, acum e duminică. Aici, nu știu exact cum să numesc astea. I-am zis că nu vreau kit. Orice ar fi, am zis că nu vreau kit. Schimbăm, tăiem, sudăm. Nu știu cum să numesc chestiile astea, pasajele astea, de pasajele la, pasaje la roți sau nu știu cum, că mi-au zis odată, dar m-a fost, fost aiurea, că să-l întreb. Și să mă tragă, să mă... Că uitați aici, nici ușa nu -i... aici e mai... Dar o zis că o, zis că o tragem, nu-i nu -i, nu, -i, nu -i problemă, numai să să aibă toate alea, să aibă tot ce trebuie. No, acum am zis, nu știu, vreau să, vreau să fac cât mai uh, cât mai bună, că nu știu dacă o să că o să dea, că o să dea băieții certificarea sau nu pe ea. Dar oricum vreau să o fac să fie tip-top. Și dacă, dacă o, merge să o scriu la un vehicul istoric, o scriu, dacă nu, asta e ia că 200 de euro sau cât ori bagă ăștia taxa pe, Pan, pe pentru un moft. Pentru un moft nu e atâta. No. De a, la albă nu s-a uitat. Adică, na, așa o țără în mare. Dar o zis că dacă vreau roșia, ne apucăm de roșia și n-are rost să... Na, m-a plăcut de om, deci nu, nu o dată -o în prosteală. au zis, bă, ne apucăm, o facem. Dar acum ce că mi-are altele de, de făcut de reparat. Cica, na, ce mai fi dat ce pe aici, pe la, pe la noi. Și acum o să văd, nu știu trebuie să mă interesez cum e cât, cât să acceptă de câte petece să accepte că n ar vrea totul să fie ciur si să, să, să umplu de petece. Asta o zis că asta nici nu se discută, o zis aripa asta o zboară de aici, o zis că nu-și nu mai face de lucru cu ea, iau pe aia galbena ce că ar fi bună. Ușile arem o spus că asta din față o zis că dacă te vreau să fac o treabă ca lumea să o arunc și asta și să-i pun iară de pe aia, de aia galbenă ușa ce că ar fi mai bună. Dacă nu iau de pasta asta, de pasta albă, bine că am, am de schimb. Și acum să văd, n o țără, cum să zic, iar, iar a venit entuziasmul la loc, că omul, v-am spus, omul a zis, băi, o facem, nu niciun, niciun fel de problemă. Numai nu, o zis că acum trebuie să-i spun eu ce trebuie să facă și cum trebuie să facă, că el nu a mai făcut mașină pentru certificare majoritatea care, care să-și facă mașinile au scorfos niște căzături și nu au făcut cât de cât să, să poată să umble cu ele pe drum. No. Ideea e că m-o dat de casă, am la ce să... Am, am, ce să mă interesez acum. No. Ce să zic? Cam atât dată. dacă aveți ceva recomandări, dacă aveți ceva să mă învățați cu... cu cel mai mare drag o să, o să vă ascult. No. Cam atât deodată. Vă mulțumesc mult în încă o dată la toată lumea care, care se uită și Na, mă, mă, încurajează că am primit, am primit, destul de multe încurajări și oameni care care se pare că, că le place ceea ce fac. Nu, no. ce să zic. Acum să văd dacă și iasă ceva. No. Atât deodată. Mulțumesc mult.